Sfințile voastre, preacuvioși, preacucernici părinți, stimați participanți la conferința IOTA, prieteni, colegi. Your Eminences, Reverend Fathers, distinguished participants in the IOTA conference, friends at the museum. Grija pentru patrimoniul sacru este o constantă a păstorilor acestei eparhii, dar gândul de a construi o structură culturală specifică s-a rafinat în timp. Forma prezentă a muzeului se datorează grijii noastre a Sfințitului Mitropolit Teofan. The care for the sacred patrimony has been a constant of the shepherds of this archdiocese, but the thought of building a specific cultural structure has been refined in time, its current shape being due to the care of his eminence Metropolitan Teofan. Proiectul de consolidare a fundației catedralei, început cu mult înainte, a creat premizele pentru crearea altor spații noi. The project to consolidate the foundation of the cathedral started long before and it created the premises for the creation of new spaces. Au fost valorificate spațiile din subsolul catedralei, au fost extinse spre vest prin înglobarea zonei scărilor și explanadei, dar și spre est, în zona spațiilor vest care comunică direct și amplu cu principala arteră istorică a orașului. Through this consolidation project, we have given value to spaces underground the cathedral. They were extended towards the west by incorporating the area of the stairs and also towards the east, the area of the green areas that communicate directly with the main artery, historical artery of the city, Stephen the Great on the Holy Avenue. Muzeul Mitropolitan Iași, în care ne aflăm, reprezintă cea mai tânără instituție cu rol cultural din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor și cel mai tânăr muzeu cu specific religios din țară. The museum which hosts us now, the Iași Metropolitan Museum, is the youngest institution of its kind in the Archdiocese of Iași and it's also the youngest religious museum in the country. Ce aduce nou acest muzeu? What does this museum bring as elements of novelty? Toate galeriile de artă sacră se află în întregime subteran, fiind format din săle autonome ce comunică prin culoare. All sacred art galleries are entirely underground and this underground is made up of autonomous rooms that communicate through corridors. Thank you.
Baptisterul pentru adulți funcțional, dispus la extremitatea estică a muzeului. There is also a baptisterium for adults which is functional and which can be found at the eastern end of the museum. Culoarul perimetral subteran dispus la limita exterioară a fundației, cu caracter tehnic, având ferest de vizitare a fundațiilor în situ, dar și nișe cu rol expozițional. There is also an underground perimeter corridor disposed at the outer limit of the foundation, and it has some windows through which you can see in situ what it looks like inside, but also there are some niches that are used for exhibitions. Galeriile de artă sacră sunt organizate în context liturgic, muzeul devenind, măcar parțial, un spațiu al vindecării, acesta fiind un spațiu cultural și cultual deopotrivă. The sacred art galleries are organized in a liturgical context, and at least in part, this museum is thought of as a space of healing. It is also a cultural space. Nu în ultimul rând, ar trebui amintit faptul că colectivul acestui muzeu este constituit aproape în totalitate din absolvenți ai Facultății de Teologie, secția Artă Sacră. Last but not least, we should mention that the staff of the museum is made up entirely of graduates of the Faculty of Theology of Iași, of the section specializing in sacred art. Muzeul are 7 spații distincte, sala în care ne aflăm, intitulată Sala Sinaxar, sala de debut al muzeului, este un spațiu multifuncțional, pentru că poate găzdui expoziții temporare, evenimente culturale diverse, lansări de carte, concerte, ateliere creative, întruniri ale publicului, cu mediul cultural, cultural și academic. The museum, on the whole, has about 7 rooms. The one that hosts us now is called the Sinaxarium room. It is the first room that was opened in the museum, and it is conceived as a multifunctional space because it can host temporary exhibitions, various cultural events, book launches, creative workshops, and so on. Denumirea sălii este dată de expoziția de bază și tema alocată acestui spațiu, Sinaxarul Ortodox. The name of the room comes from the base exhibition and the main theme of this space, namely the Orthodox Sinaxarium. Expoziția intitulată Artă Sacră Românească cuprinde mărturii de artă și cultură ortodoxă din titoriile reprezentative ale Arhiepiscopiei Iașilor, precum icoane, cărți vechi și rare, broderii, argintărie, toate fiind necesare oficierii actului de cult. The exhibition titled Sacred Romanian Art comprises testimonies of art and orthodox culture from the representative foundations of the Archdiocese, such as icons, rare old books, embroideries, silverwork, all objects that are necessary for worshiping. Perioada când au fost create aceste obiecte este cuprinsă între secolele 16 și 19. The objects were created in between the 16th and 19th century. Sintetic vorbind, iconografia este organizată de principiu după rânduiala proscomidiei, în funcție de limitările spațiale și expoziționale existente, în care am intercalat diverse obiecte de cult. To put it briefly, the iconography is organized mainly following the order of the proscomidia, also considering the space limits that we have, and we have tried to integrate several worship objects. Spațiul central în care ne aflăm este dedicat lucrării cuvântului, respectiv prin expunerea cuvântului scris prin cărțile de cult, cuvântului reprezentat simbolic în mijlocul sălii prin crisma, cheia de bolte, locul fiind dedicat conferințelor, lansări de carte, dezbaterilor, etc. Dar și vizual, cuvântul este reprezentat prin icoane împărătești al Mântuitorului și icoanelor praznicilor împărătești din vitrine. So this central space is mainly dedicated to the word,
by having here various exhibits of worship books. So we have the word represented symbolically through this arch, and also the word is represented visually through icons. Ilustrăm iconografia prea curate fecioare prin icoana împărătească, perușile împărătești, decena bune vestiri și alte icoane mobile din muzeu. We illustrate here the iconography of the Theotokos through the kingly, through the royal icon of the Mother of God, the icon of the Evangelismos and various mobile icons. La fel sunt reprezentate și celelalte nouă cete din structura proscomidei, pe care dumneavoastră deja le știți. Următoarea sală pe care o am povă în parcul gen este sala ofrandă. We're going to have another itinerary now, so the next room that we are going to go through is a so-called offering room. La capătul acestor scări, tema ilustrată este cea a darului adus în biserică, a darului obișnuit, pe care îl vom numi generic ofrandă. Și care sunt aceste daruri? Pâinea și vinul ritual, ceara, truda mâinilor și oul încoldeat. This room illustrates the topic of the offering, and what I mean by offering is the gifts of bread and wine and the work of our hands. Mai avem un spațiu, Calea Crucii, care deocamdată nu este amenajat, și sala ctitorii, ori în care este organizat în momentul de față expoziția de miniatură de la Mănăstirea Dragomirna, despre care va vorbi Maica Iorunte. There is another space which is called the Way of the Cross, and also the Room of the Founders, which hosts the exhibition that is currently presented by the nun from Dragomirna Monastery. Sub sala Eclezia, doar în câteva cuvinte, se află o altă expoziție intitulată Viața omului, din perspectiva Sfintelor Taine. Sala următoare este un spațiu și muzeal, dar și un spațiu de cult, pentru că periodic aici se desfășoară Sfânta Liturghie, îmbinând, de altfel, arta sacră cu liturghia, cu rugăciunea. There's also another important room that combines sacred art and the service of the liturgy. It's called the Ecclesia room, so it is not just a museum, but also it is used for services. And underneath this room, there is another exhibition area dedicated to the life of man. Ultima sală este cea a baptisterului, dar acolo vom vorbi punctual în fața scenei, în fața programului iconografic, care este sensul acestei picturi și a spațiului în care vom intra. Mai care putea. Final room is baptisterium, and I'll give you more details about it when we get there and we'll be standing in front of the icons. Thank you for the introduction. Good afternoon to all present here, organizers, participants and guests. Mulțumesc mult pentru prezentare. Bună seara tuturor celor prezenți aici, organizatori și oaspeți. With the blessing of our Metropolitan His Eminence Father Dauphin, I'm here on behalf of Dragomirna Monastery, on behalf of our Reverend Mother, Mother Macrina, who is here present with a small part of the community of Dragomirna. Cu binecuvântarea mea preasfințitului Metropolit Dauphin, mă aflu prezent aici împreună cu Maica Stareța Macrina și cu o mică parte din oștea mănăstirii noastre de la Dragomirna.
We thank the organizers for the honor of being invited to this prestigious international conference. And we participate here with an exhibition of facsimiles after an exceptional cultural heritage object, which is the Psalter of Dragomir, dating from the 17th century. Mulțumim frumos organizatorilor pentru onoarea de a fi invitați la această prestigioasă conferință internațională, la care mănăstirea participă cu expoziție de facsimile după un obiect excepțional de patrimoniu, Psaltirea de la Dragomirna din 1616. Heritage connects generations and civilizations beyond time and space. And understanding heritage means understanding the sacrifice of the creators or founders. Patrimoniul face legătura între generații și civilizații dincolo de timp și spațiu și pentru a vorbi despre obiectele de patrimoniu, trebuie să înțelegem actul de jertfelnicie al creatorilor sau al ctitorilor. Dragomirna is a worship place, but a fortress as well. Dragomirna este un loc de închinare, dar în același timp este și o fortăreață. The strong defense walls surrounding the settlement were built by the first martyr ruler of Romanian people, which is Miron Bagnovski. Zidurile de apărare care în conjur au fost ctitorite de primul martir al acestui spațiu, Miron Bagnovski. He was a very pious man and the fruits of his virtuous life are his foundations, the monastic settlements and the set of those he issued. A fost un om foarte cuvios și roadele vieții sale și a vieții sale evlavioase au fost ctitoiile pe care le-a făcut așezămintele monahale, precum și codurile de legi și daniile făcute mănăstirilor. The founder of Dragomirna, as well as the initiator of the Dragomirna Miniature School, is a great scholar and artist metropolitan Anastasie Kimpa. Ctitorul Dragomirnei și întemeitorul școlii de miniatură de acolo este marele cărturar și artist, mitropolitul Anastasie Kimpa. His personality dominated two decades of Romanian medieval culture, and he was a scholar and politician, concerned with charity works and a defender of the Orthodox faith. Personalitatea sa a dominat două decenii de cultură medievală românească. A fost un teolog erudit. She was concerned with charity works. Și a fost preocupat de lucrări de milostenie. Was a defender of the Christian Orthodoxy. Și a fost un apărător al credinței ortodoxe. His initiative to establish the Dragomirna Miniature School in the early 17th century marks the beginning of a new stage in Romanian miniature art. Inițiativa sa de a stabili această școală de miniatură la Dragomirna marchează începutul unei noi etape în dezvoltarea acestei arte în România. The manuscripts handcrafted in Dragomirna are true works of art, a delicate art in which the harmony of colors, lines and letters highlights the artistic talent of Metropolitan Anastasie Kimpa and his disciples. Manuscrisele realizate la Dragomirna sunt adevărate opere de artă, o artă delicată în care armonia de culori, linii și litere scoate în evidență talentul artistic al mitropolitului și al ucenicilor acestuia. The value of these manuscripts, and especially the miniatures completing the texts, are significant elements that define Dragomirna Monastery as an important cultural center. Valoarea manuscriselor și mai ales a miniaturilor care le completează arată importanța Dragomirnei ca un lăcaș de vatră de cultură românească. The new artistic vision introduced by the Metropolitan is defined by the rich range of colors, the abundance of decorations, and the much broader theme in the many miniatures that adorn the manuscripts. Noua viziune artistică introdusă de Mitropolit este caracterizată mai ales prin gama cromatică bogată, abundența decorațiunilor și o tematică mult lărgită, multe miniaturi care împodobesc manuscrisele scrise pe pergament. The facsimiles brought to your attention today are handcrafted by the nuns who had their obedience in the painting workshop of Dragomirna Monastery. Miniaturile expuse astăzi sunt realizate de maicile care au ascultare la atelierul de pictură al Mănăstirii Dragomirna. They are painted on paper, but also on parchment, using natural pigments and gold foil. Sunt pictate pe hârtie, dar și pe pergament, folosind pigmente naturali și foiță de aur. The workshop, which bears the name of the monastery's founder, Metropolitan Anastasie Kimpa, was set up in 2008. Atelierul care poartă numele Mitropolitului Titor a fost înființat în anul 2008.
As mentioned already, the exhibition presents the facsimiles of the illustrated pages of the Psalter of Dragomirna dating from the 17th century. Așa cum am precizat anterior, expoziția cuprinde o colecție de facsimile realizate sub formă de copie după psaltirea de la 1716. The Psalter of Dragomirna has a liturgical structure and the text is divided into catechismas. Psaltirea de la Dragomirna are o structură liturgică și textul este împărțit în catisme. The precious manuscript, which is today in the Museum of Dragomirna Monastery, suffered much from the Cossack attack in 1653, when it lost its gilded silver color, the colors. Manuscrisul original, care se află acum la Dragomirna, a suferit de-a lungul timpului diferite daune la un moment dat, și a pierdut veritoarea ferecătura din argint. It was recovered by Ecaterina, wife of ruler Vasile Lupu, and covered in silver, as mentioned in a note on the manuscript. Ecaterina, soția lui Vasile Lupu, a răscumpărat manuscrisul și a legat în argint, după cum se menționează într-o însemnare de pe manuscris de la 1653. The Psalter of Dragomirna remains a precious model of local iconography. And the icons, as well as the miniatures used in the adornment of church books, are themselves the expression of Christian Orthodox art. Psaltirea de la Dragomirna este o operă originală și un model de iconografie locală. Icoanele și picturile din manuscris sunt în sine expresia de arte ortodoxe, pentru că nu sunt simple opere de artă, ci și expresii liturgice ale credinței ortodoxe. The exhibition does nothing else but to bring to the foreground the icon, the Christian image, the sacred image as a model of unity and communion between man and God. Prin această expoziție dorim să subliniem importanța icoanei ca model de comunicare între Dumnezeu și om. We gladly honor the organizers' invitation to participate in this exhibition today. And we are happy to bring to your attention an outstanding exponent of Romanian cultural heritage. Am primit cu bucurie invitația de a participa aici. Suntem de asemenea bucuroase să vă invităm să descoperiți comorile noastre. Thank you.
part of the exhibition. We just heard about the permanent exhibition in this fall. The organizers of the conference decided to use this opportunity also to present some other pieces of work, which are, could be relevant to our conference. Organizatorii acestei conferințe s-au gândit că pe lângă expoziția permanentă despre care deja ați auzit din prezentarea părintelui, să existe și o expoziție temporară, iar eu sunt aici pentru a vă prezenta expoziția noastră venită din Ucraina. Well, that is a piece of the modern art which was brought from Ukraine by the artists who are present here. Alexander Klimenko, who is here, he will tell briefly about the artistic concept of this exhibition, and his wife, Sonia Pavlova. Este vorba de niște exponate moderne care au fost aduse de creatorii lor înșiși, și anume Alexandru Klimenko și soția sa, Sofia Tantova. And these icons actually support another charitable activity, a hospital, a mobile, movable hospital, which is run by volunteers, not by the Ukrainian state, but by the volunteers. And they engage doctors, they invite doctors from all over the country, they bring doctors to the Eastern Front, and those doctors help soldiers and local people together. Aceste icoane sunt folosite de asemenea pentru a sprijini un spital mobil. Este un spital care este condus în întregime pe bază de voluntariat. Sunt medici care merg acolo pe front și ajută pacienții din zona respectivă. So the hospital helps both the soldiers, the military troops who fight from the Ukrainian side in the eastern front of Ukraine, and simultaneously help local people who live there and who need the assistance of doctors. Actually they get this assistance from the hospital. Deci acest spital mobil ajută atât soldații de pe front, cât și localnicii care au nevoie de servicii militare, servicii de sănătate. And this is an excellent example of a synergy between art and charitable work. Și acesta este un exemplu minunat de sinergie între artă și lucrarea de caritate. You remember probably this famous phrase by Dostoevsky that beauty will save the world. Probabil că vă amintiți această exprimare lui Dostoevski și anume că frumusețea va salva lumea. At least in this case, art saves some human lives. Și în acest caz, arta cel puțin salvează câteva vieți omenești. Am I right that we still have a couple of minutes to give the artists to explain the... So that's what I wanted to share, enjoy the art. Thank you. Artists will be in cealaltă încăpere. Bucurați-vă de expoziție.